Fă-ți gândurile să conteze cu Dr. Joe Dispenza. Deveniți creatorul vieții voastre. Să înțelegi puterea minții tale. Prima parte. Creează-ți o nouă realitate personală. Crezi că modul nostru de gândire ne afectează în oarecare măsură viața și că gândurile noastre creează realitatea? Avem în jur de 60-70 de mii de gânduri pe zi. Dintre aceste 60-70 de mii de gânduri pe care le gândim în fiecare zi, 90% dintre ele sunt aceleași ca în ziua precedentă. Aceleași gânduri generează întotdeauna aceleași alegeri, care la rândul lor generează aceleași comportamente. Aceleași comportamente produc aceleași experiențe, iar aceleași experiențe trezesc aceleași emoții. Iar acele emoții și sentimente dau naștere unui nou ciclu de gânduri identice. Personalitatea ta este formată din gândurile, acțiunile și sentimentele tale. Personalitatea ta actuală a creat realitatea personală din jurul nostru, numită viață. Dacă doriți să creați o nouă realitate personală, trebuie să începeți să reflectați asupra gândurilor voastre și să le schimbați. Trebuie să ne transformăm literalmente în altcineva. Celulele nervoase care lucrează împreună se leagă unele de celelalte. Pe măsură ce repetați aceleași gânduri, alegeri, aceleași comportamente, aceleași experiențe, vă forțați creierul să producă aceleași secvențe, aceleași tipare și aceleași combinații zi de zi. Atât timp cât creierul funcționează în același fel zilnic, reproducem același nivel de gândire și programăm o semnătură definită la nivelul creierului. Această semnătură definită e un fel de tipar al creierului. Prin urmare, dacă gândim în afara acestui tipar, înseamnă că facem creierul să producă noi secvențe, noi modele și noi combinații. De fiecare dată când ne programăm creierul să lucreze diferit, ne schimbăm mintea, fiindcă mintea e creierul în acțiune. Deci cele mai importante elemente care ne permit să facem asta sunt informațiile, cunoștințele. De fiecare dată când învățăm ceva nou, formăm noi conexiuni cerebrale, asta înseamnă învățare. Învățarea înseamnă crearea de noi sinapse. Memorarea e păstrarea și susținerea acestor sinapse. Dacă putem contempla și ne putem gândi la ce am învățat, facem creierul să funcționeze în moduri nedescoperite încă. Iar atunci când creierul funcționează diferit, ne transformă mintea. Exercițiu. Ce obiceiuri și comportamente inconștiente ai? Numește 3 care îți vin în minte spontan. Sunt utile aceste obiceiuri? Dacă ai vrea să le schimbi, cum ai face-o? Ce gânduri evocă ce emoții? Ce sentimente se activează? Atenție! Noile gânduri ar trebui să conducă la noi decizii, care la rândul lor duc la noi comportamente, experiențe noi, emoții și sentimente noi. Acestea generează gânduri noi. Aceasta se numește evoluție sau dezvoltare ulterioară. Partea a doua.
creează-ți o nouă realitate personală. Mediul înconjurător ne controlează gândirea sau gândirea controlează mediul înconjurător? Sau realitatea ta personală îți creează personalitatea? Sau personalitatea ta creează o realitate personală? Creierul e organizat să reflecte tot ceea ce știm despre viață. Gândiți ceea ce vedeți în mediul înconjurător. Putem spune că realitatea voastră personală creează personalitatea. Mediul înconjurător vă determină să gândiți și să simțiți în funcție de ceea ce știți. Schimbarea înseamnă să depășești condițiile impuse de mediul înconjurător, să depășești condițiile impuse de lumea în care trăiești, să depășești circumstanțele din viața ta. Dacă creierul și corpul se schimbă din punct de vedere fizic pentru a arăta că atunci când experiența s-a întâmplat deja, relaxează-te, fiindcă acea experiență te va găsi și va sosi când te aștepți mai puțin. Modelul realității cuantice spune că mediul înconjurător e o extensie a minții tale, că mintea și materia sunt atât de strâns legate încât e imposibil să le delimităm. Exercițiu. Puteți crede într-un viitor pe care încă nu îl puteți vedea sau experimenta cu simțurile voastre, dar l-ați gândit atât de des în mintea voastră? Poate creierul tău să se schimbe pentru a crede că experiența s-a întâmplat deja? Cum ar arăta acest viitor în viața ta? Te îndrăgostești de potențialul viitor care există în câmpul cuantic. Acceptați această realitate viitoare, emoțional, chiar înainte de a se manifesta, atât de mult încât corpul vostru, precum mintea inconștientă, crede că acest viitor se întâmplă chiar acum, în momentul prezent. Trimite semnale noi și corpul tău se va schimba. Care este experiența care ți s-a întâmplat deja în minte? Atenție! Mediul tău exterior este o expansiune a minții tale. Poți schimba această minte pentru o nouă cale în viața ta? Din cauza schimbării tale interioare, se va schimba ceva și în exterior. Partea a treia. Traversează râul schimbării. Când acceptăm conceptul de schimbare, dacă nu vom mai gândi la fel sau dacă nu vom mai acționa și nu vom mai simți ca înainte, nu vom mai face aceleași alegeri care ne duc spre aceleași comportamente ce stau la baza acelorași experiențe, care produc aceleași sentimente și ne fac să simțim că aceștia suntem noi, când inițiem acest proces, intrăm în râul schimbării. Traversarea râului schimbării e moartea biologică, neurologică, chimică, hormonală și genetică a vechiului sine. E moartea de facto a vechiului sine. Investim cantități uriașe de energie pentru a ne construi o identitate conectată la vechiul sine. Și pe măsură ce lăsăm în urmă vechiul sine, acesta începe să ne ceară din nou atenție, fiindcă începem să-l abandonăm și ne luăm energia și o aducem înapoi pentru a ne îndrepta către un nou viitor. Modelul cuantic al realității depășește simțurile, ceea ce înseamnă că acceptăm evenimentul la nivel emoțional înainte să se manifeste și ne convingem corpul la nivel emoțional că evenimentul a avut loc deja. Și aceste sentimente inițiază un nou set de gânduri. Creierul și corpul nu mai trăiesc în trecut, trăiesc în viitor. Exercițiu. Dacă mulțumim, atingem o stare de recunoștință. Corpul nostru, împins de subconștient, începe să creadă că evenimentul s-a produs,
și recunoștința e stare supremă de control. Întrebare: de ce te plângi? Pe cine dai vina? Ce spui când îți pare rău pentru tine? Cum se simte recunoștința? Intrați în starea de recunoștință, rămâneți în ea și repetați asta de mai multe ori pe zi. Atenție! Creați o intenție clară, conectată cu un sentiment mai înalt. Creați un nou mod de a fi. Trimiteți semnale noi către noi gene înainte ca evenimentul să apară. Și corpul tău se schimbă, ca și cum s-ar fi întâmplat deja. Partea a patra. Măsoară transformarea. Există o inteligență care ne dă viață. Această inteligență organizează toate funcțiile corpului nostru și face ca inima să bată. Dacă începeți să-i cereți aceste inteligențe să acționeze în voi, să acționeze prin voi și să acționeze în jurul vostru, bateți la ușa posibilităților. Dacă îți analizezi viața, dar ești blocat în emoția pe care ai interiorizat-o, nu vei găsi niciodată un răspuns. Emoțiile sunt înregistrări ale trecutului și atunci când le analizezi, rămâi blocat în trecut. Dacă vă folosiți creierul pentru a încerca să-l schimbați, creierul vostru se va îmbolnăvi. Dacă încercați să schimbați ego-ul folosind ego-ul, susțineți ego-ul. Dacă folosiți un program pentru a încerca să schimbați un alt program, veți reprograma mai mult. Când folosiți materia pentru a încerca să schimbați materie, veți deveni mai multă materie. Doar atunci când sunteți formați din conștiință pură, doar atunci aveți puterea de a vă schimba creierul, de a vă schimba viața, de a vă schimba corpul și de a crea un viitor. Exercițiu. Există o inteligență care ne dă viață. Poți să-ți faci timp să acționezi în armonie cu ea în ziua ta ocupată, dar nu ca victimă sau ca o persoană înspăimântată. Nu. Trebuie să fii divin. Cum se simte? Construiește o relație cu această inteligență. Interacționează cu ea. Ce vrei să-i comunici acestei inteligențe? Atenție! Nu contează care schimbă materia, ci energia care schimbă materia. Partea 5. De la informare la transformare. Este vorba despre retragerea din viața ta pentru o zi. Dezactivarea stimulilor constanți care ne amintesc de cine credem că suntem. Să nu faci aceleași lucruri, să nu vezi aceiași oameni sau să mergi în aceleași locuri și să oferi creierului și corpului o pauză de la identificarea constantă cu lumea ta. Pentru a învăța cum să direcționezi informații noi în creierul tău și să creezi noi experiențe bazate pe aceasta. Dacă repetați experiența nouă destul de des, atunci va fi o abilitate. Dacă repeți destul de des noile experiențe, acestea vor deveni, în cele din urmă, o capacitate. Aceasta este o deprindere și cu cât o practicăm mai des, cu atât suntem mai buni. Retrageți-vă din lumea exterioară și priviți în interior. Dacă vă analizați căile de gândire, undele creierului nu se schimbă și practic faci același lucru pe care îl faci cu ochii deschiși, numai că acum închizi ochii în schimb. Intensifică noile abilități, apoi vei culege și vei experimenta
posibilitățile eforturilor tale. Faceți-vă timp pentru asta. Îți poți permite și îți poți promite că vei elibera suficient timp pentru sinele tău prețios? Exercițiu. Vrei să te schimbi din interior spre exterior? Începe acum. Cât de mult timp îți poți acorda într-o zi? Atenție! Cunoașterea este putere, iar autocunoașterea înseamnă să ai puterea asupra ta. Partea 6. Secretul remisiunilor spontane. Toți oamenii care au suferit o remisiune spontană s-au autodepășit atât de mult încât erau foarte fericiți cu cine sunt în acel moment. Nu le păsa absolut deloc că sunt bolnavi. Și ghici ce? Acesta a fost momentul când s-a produs vindecarea. Când vă simțiți complet voi înșivă și legați la o viziune sau la un viitor, atunci apar aceste evenimente. Când încercăm să creăm din polaritate, când încercăm să creăm din dualitate și când încercăm să creăm din strădanie, speranță, rugăciune și dorință, nu ne aflăm în starea de spirit care produce ceva miraculos. Pentru a putea emula divinitatea, pentru a fi creator, trebuie să fii divin. Trebuie să evoluezi. Exercițiu. Care este declanșatorul unei remisiuni spontane? Atenție! Pentru a imita divinul, a fi creator, trebuie să fii divin. Departe, invincibil și nelimitat. Și dacă dai la o parte această emoție, poți trimite noi semnale către gene. Partea 7. Ciclul gândurilor și sentimentelor. Cu fiecare gând, produci un compus chimic. Odată ce simți cum gândești, gândești așa cum te simți. Creierul monitorizează constant corpul, producând mai multe substanțe chimice care te fac să simți așa cum gândești și apoi crezi așa cum te simți. Pentru anii următori. Ciclul gândirii și simțirii de-a lungul timpului creează o stare de spirit. Starea de spirit înseamnă când mintea și corpul lucrează împreună, când gândurile și sentimentele sunt aliniate unui destin. Apoi, după o perioadă de timp, veți spune: sunt nesigur. Și dați un ordin minții și corpului să urmeze un anumit destin. Când corpul și mintea memorează o stare, aceasta devine obicei. Obiceiul ia naștere când corpul devine mintea. Până la vârsta de 35 de ani, 95% din ceea ce ești e un set de comportamente, reacții emoționale, valori, preconcepții și atitudini memorate care funcționează ca un program pe calculator. Fără să-ți dai seama, devii mintea acelei stări. Sentimentele și emoțiile sunt rezultatul experiențelor din trecut. Și ne amintim experiențele mai bine, fiindcă ne amintim ce am simțit. Când trecem printr-o experiență, tot ceea ce vedem, mirosim, gustăm și auzim, toate cele cinci simțuri ne ancorează în mediul înconjurător. Și fiindcă trăim acea experiență, toate informațiile sunt asimilate cu aviditate de creier prin intermediul celor cinci simțuri. Când informațiile ajung la creier, jungla de neuroni începe să se organizeze în rețele. Când neuronii se organizează, creierul produce o substanță chimică, un sentiment sau o emoție. Exercițiu. Observați cât de des spuneți automat sau credeți sunt în timpul zilei. Și apoi mergeți cu un pas mai departe și verificați
ce sentimente creați din automatismul dumneavoastră. Atenție! Corpul devine mintea ta inconștientă. Nu face distinție între o experiență reală în viață, care duce la o emoție, și o emoție pe care o produci doar prin gând. Este unul și același lucru pentru corp. Partea 8. Două femei, două rezultate foarte diferite. Când avem o reacție față de ceva sau cineva din viața noastră, schimbarea chimică creată în corp se numește perioadă refractară în domeniul științelor. La nivel chimic, te simți brusc diferit și nu știi cum să-ți controlezi răspunsul emoțional la această întâmplare. Emoțiile durează ore sau zile și asta se numește dispoziție. Dacă aceeași perioadă refractară durează săptămâni sau luni, se dezvoltă un așa numit temperament. Și dacă acest lucru durează ani de zile, atunci devine o trăsătură de personalitate. Când te scapi de aceste emoții, eliberezi energie. Atunci trupul nu mai este un sclav al trecutului. Acest lucru nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat de fapt. Deci, nu analizați ce s-a întâmplat. Doar eliberați-vă de emoții. O amintire fără încărcătură emoțională se numește înțelepciune. Deci, dacă trăiești cu aceeași emoție în fiecare zi și ai programat-o în corpul tău pentru a deveni spiritul acelei emoții, îți privești viața prin lentila trecutului. Și când începi să îți eliberezi corpul de lanțurile acelor sentimente și corpul începe să se adapteze prezentului, simți o energie eliberatoare care se numește bucurie. Atunci începem să vedem un nou peisaj. Și în acel moment vezi posibilitățile pe care nu le-ai văzut niciodată, pentru că nu le mai privești din perspectiva trecutului. Exercițiu. Reamintește-ți un eveniment din viața ta și observă dacă această amintire conține o încărcătură emoțională. Dacă da, care este? Atenție! Oamenii poartă emoțiile cu ei strat după strat și cred că așa este normal. Pentru a schimba personalitatea, trebuie să te uiți la emoțiile pe care le-ai interiorizat și care au devenit parte din identitatea ta. Partea 9. La ușa geneticii. Toate sunt proteine. Corpul nostru e un mecanism care produce proteine. Pentru a produce aceste proteine, corpul trebuie să pornească sau să activeze o genă. Imediat ce organismul se schimbă și reacționează, ar trebui să aibă și o nouă experiență. Această experiență nouă produce noi informații chimice, iar această informație chimică trimite semnale către gene. Trimițând în mod repetat același nou semnal, pe baza aceleiași noi experiențe, bateți la poarta genelor și brusc o genă se trezește și produce o nouă proteină. Organismul se adaptează noi experiențe, produce un nou feedback chimic diferit prin experiență și trimite semnale către genă. Deci, dacă emoțiile sunt produsul final al experiențelor trecute și treci mereu prin același ciclu de gândire și sentiment, aceleași gene sunt mereu activate și altele rămân inactive. Aceasta este calea către determinarea ta genetică. Cu toate acestea, atunci când introduceți o nouă stare de a fi și reproduceți emoții mai mari, activați noi expresii genetice. Această expresie sau expresia proteinelor este expresia vieții tale. Exercițiu. Ce se întâmplă dacă nu se întâmplă nimic nou în viața ta?
ce gene sunt apoi abordate. Ce schimbări genetice vrei să creezi pentru corpul tău? Atenție! Dacă cineva își schimbă starea de spirit interioară, trimite noi semnale către noi gene în câteva momente. Partea 10. Cele trei creiere. Ai trei creiere. Neocortexul, sistemul limbic și cerebelul. Ele lucrează împreună și vă permit să treceți de la gândire la acțiune. Neocortexul este creierul gânditor. Este sediul percepției tale conștiente. Neocortexul va face legătură cu lumea exterioară și iubește să învețe noi informații. Experiențele și învățarea mențin actualizate mecanismele și circuitele creierului gânditor. Celălalt creier este sistemul limbic. Acest creier este activat prin aplicarea cunoștințelor și deci noi comportamente. Noile experiențe consolidează circuitele din creier, care au legătură cu înțelegerea intelectuală. Diferite substanțe chimice sunt amestecate între ele, astfel încât să nu mai înțelegeți aceste experiențe noi la nivel filozofic, ci să începeți să le înțelegeți instinctiv. Îți înveți emoțional corpul, ceea ce creierul a înțeles la nivel intelectual. Prin urmare, sistemul limbic creează emoții. Dar a avea experiențe noi o singură dată nu este suficient. Trebuie să fiți capabil să repetați experiența, să o experimentați din nou și din nou, atât de des, încât să se adapteze atât corpului cât și creierului, conștient la nivel neurochimic. Când îți faci mintea și corpul să lucreze împreună, corpul devine o minte plină de compasiune. Și apoi, creierul și corpul sunt unite între ele, ceea ce duce la intrarea într-o stare ridicată și activarea celui de-al treilea creier. Acesta este așa numitul creier mic sau cerebel. Aici se află subconștientul. Ați exersat acum această experiență atât de des încât nu mai aveți nevoie să vă gândiți conștient la ea. L-ai interiorizat. Face parte din tine. Este un obicei de a trăi. Când sunteți gata și când ați ajuns la acest nivel de competență, atunci ați putea spune, de asemenea, că ați interiorizat o nouă comandă neurochimică interioară, din care nimeni și nimic, nicio experiență nu vă poate îndepărta. Asta numim cunoaștere. Exercițiu. Descrieți cele trei creiere. Neocortex, adică creierul mare. Sistemul limbic, adică creierul mijlociu. Cerebelul, adică creierul mic. Exercițiu. În ce zona creierului apar emoțiile și sentimentele? Ce vrei să gândești și să simți despre tine? Ce experiență vrei să interiorizezi? Atenție! Imediat ce vă percepeți emoțiile dependente, nu mai sunteți programul, ci conștiința care observă programul și începeți să vă obiectivați sinele subiectiv. Partea 11. Ce transmiteți?
Câți dintre voi cunosc pe cineva care știe cum să sufere? Folosind cele trei creiere menționate, memorăm stări de spirit altruiste. Și câmpul cuantic răspunde doar la cine suntem, nu la ceea ce gândim sau simțim. Gândurile noastre sunt ca o sarcină electrică în câmpul cuantic, iar sentimentele pe care le emanăm sunt ca o sarcină magnetică în câmpul cuantic. Ceea ce gândim și ceea ce simțim transmite o semnătură electromagnetică ce influențează fiecare atom din viața noastră. Gândul transmite semnalul și sentimentul atrage evenimentul. Când începeți să gândiți într-un mod nou și neobișnuit, și dacă din întâmplare sunteți atât de prinși de această viziune internă, încât gândul devine experiența din mințile voastre și corpurile voastre încep să producă emoții înaintea evenimentului, înseamnă că atingeți o nouă stare de spirit. Fiindcă ceea ce gândim și simțim creează o nouă stare de spirit și acum trimiți o nouă semnătură electromagnetică în câmpul cuantic. Corpul e animalul, e servitorul minții, iar când corpul ia frâiele minții, servitorul devine stăpân. Majoritatea oamenilor cred că sunt conștienți de toate alegerile lor, adică își fac alegerile cu mintea conștientă. Dar ei iau majoritatea deciziilor instinctiv, cu mintea corpului. De fiecare dată când corpul tău vrea să se întoarcă în trecut, fiindcă se simte sensibil și frustrat, sau anticipează viitorul, îl readucem în prezent. De fiecare dată când facem asta, condiționăm corpul să răspundă în fața unei minți noi și veți emite o nouă semnătură electromagnetică. De altfel, este sarcina ta să menții această stare mentală și fizică modificată tot restul zilei. Exercițiu. Ce semnale trimiteți în fiecare zi? Cum vrei să nu mai fii? Care este cea mai magnifică expresie a sinelui tău la care poți ajunge azi? Atenție! Sarcina ta este să menții această stare schimbată, indiferent de condițiile tale externe, de dependențele și obiceiurile corpului tău și indiferent de timp. Pregătește-te dacă poți, pentru că ceva neobișnuit se va întâmpla în viața ta. Aceasta este legea. Partea 12. Iubirea de sine și bucuria interioară. Iubirea de sine înseamnă atunci când stai locului, iar corpul tău să-ți spună că nu poți face asta. Și totuși, tu stai acolo și încerci să-l convingi contrariul. Mai devreme sau mai târziu se calmează și se predă în fața minții. Fiindcă momentul în care corpul e liber de sclavie, e momentul când priviți realitatea dintr-o perspectivă diferită. Vă ridicați, v-ați autodepășit și v-ați eliberat corpul de lanțurile trecutului. Ați creat un viitor. Sunteți deja acel viitor. Niciun lucru material nu vă va aduce adevărata fericire. Scopul nostru în viață e să începem să privim toate aceste sentimente care ne ancorează în trecut și să analizăm obiceiurile care ne fac să ne definim în același fel și să eliminăm aceste învelișuri care ne protejează de fluxul divin. Pe măsură ce dăm deoparte fiecare înveliș, fiecare limitare, fiecare mască, acea inteligență dătătoare de viață începe să ne cuprindă. Începe să ne învăluie, iar natura ei devine natura noastră. Mintea ei
devine mintea noastră. Voința ei devine voința noastră. Conștiința ei devine conștiința noastră. Iubirea ei devine iubirea noastră. Când se întâmplă acest lucru, trăiești un fel de bucurie care vine din interior. Atunci nu mai ești ispitit de circumstanțele tale externe. Exercițiu. Cum ți-ai trăi viața dacă ai ști că rugăciunile tale ar avea deja un răspuns? Atenție! Fiecare dintre noi a făcut ceva minunat în viața sa. Viața ta este inițierea ta. Condițiile și provocările tale de viață, nevoia ta și nenorocirile tale, există astfel încât să poți face față provocărilor cu un nou mod de a gândi. Partea 13. De la nenatural la supranatural. Cum să deveniți ieșiți din comun? În primul rând, trebuie să faceți lucruri ieșite din comun. Arătați curaj când toți ceilalți sunt speriați. Când toți simt lipsuri, e momentul să oferim. Când toți judecă, e momentul să arătăm compasiune. Când toți sunt isterici și își pun mâinile în cap, trebuie să fiți calmi, prezenți și aveți deja soluția. Dacă veți face lucruri ieșite din comun, mai devreme sau mai târziu veți deveni ieșit din comun. Există un stigmat subconștient că toate personalitățile mari, mai devreme sau mai târziu, ies în evidență. De aceea, majoritatea oamenilor consideră inconștient ceva de genul: nu vreau să ies în evidență prea tare. Dar dacă toți ar conduce? Nu-i poți elimina pe toți, nu? Nu puteți spune că doriți bogăție, dar simțiți lipsa. O persoană bogată nu simte lipsuri, simte bogăția. Aurul atrage aur, plumbul nu atrage aur. Trebuie să punem în practică tot ceea ce dorim să vedem în lume. Deci dacă tu îți depășești teama și anxietatea, și eu îmi depășesc teama și anxietatea. Eu mă îngrijesc de mine, iar tu te îngrijești de tine. Suntem mult mai dispuși să oferim și să ajutăm și începem să formăm legături mult mai strânse. Pe măsură ce începem să îndepărtăm învelișurile și să deblocăm fluxul divin din interiorul nostru, semănăm tot mai mult cu acesta, oferim mai mult. Ne pasă mai mult, ajutăm mai mult. Vrem să schimbăm viețile oamenilor. Când înțelegem acest lucru, reușim să privim dincolo de iluzii și de perdeaua care îi separă pe oameni și îi face temători, competitivi și ostili, fiindcă e un mod grozav de a-i controla. Dar când tu și cu mine renunțăm la acel lucru pe care l-am folosit toată viața să obținem ce vrem și permitem unei forțe mărețe să preia controlul, trebuie să permitem și altor oameni să facă asta. Deci e un moment minunat în istorie, fiindcă oamenii obișnuiți fac lucruri neobișnuite. Exercițiu. Când ai făcut ceva nefiresc în viața ta? Când ai arătat curaj sau mai ales multă simpatie? Ce ai simțit în acel moment? Când a devenit nefirescul ieșit din comun în cazul tău? Atenție! Dacă începem să îndepărtăm învelișurile care blochează fluxul divinului din noi, devenim noi înșine divini. Partea 14. Femeia din Olanda. Procesul schimbării înseamnă uitare și reînvățare.
trebuie să depășim obiceiurile vechiului sine și să reinventăm noul sine. Trebuie să cultivăm noi sinapse și să dezvoltăm noi conexiuni. Trebuie să uităm anumite sentimente care sunt păstrate în corp. Apoi să recalibrăm corpul conform unei noi minți și a unei noi emoții. Nu mai transmitem semnale acelorași gene în aceleași feluri și începem să transmitem noi semnale către noi gene. Trebuie să ștergem programul și să reprogramăm, să ne pierdem mintea și să creăm o alta. Putem spune că mutăm energia din trecut către viitor. Cuvântul meditație înseamnă de fapt să ne familiarizăm. Pe măsură ce ne familiarizăm cu gândurile subconștiente, cu comportamentele și sentimentele subconștiente, le apropiem de noi. Ajungem să ne cunoaștem. Asta înseamnă că nu mai suntem în program, ci suntem conștiința care observă programul. Dacă puteți decide cine doriți să fiți în fiecare zi, imediat ce deschideți ochii, repetați gândurile pe care doriți să le gândiți și comportamentele și atitudinile pe care doriți să le arătați, atunci trimiteți semnale genelor înainte de experiență. Să începem să repetăm gândurile pe care le vom gândi, comportamentele și atitudinile pe care le vom arăta, cum vom trăi acea zi. Și să ne învățăm corpul ce înseamnă noblețea, ce înseamnă siguranța de sine, ce înseamnă invincibilitatea, ce înseamnă curajul și puterea. Și dacă facem asta zilnic, creăm noi circuite cerebrale. Și dacă vom continua așa, totul va deveni familiar. Și dacă acceptăm emoțional experiența înainte să se manifeste, în fiecare zi ne vom familiariza cu ea. Și dacă gândim și simțim diferit decât la început, dezvoltăm o nouă stare de spirit. O nouă stare de spirit înseamnă o nouă personalitate, iar o nouă personalitate creează o nouă realitate personală. Această nouă personalitate în care nu există boli. Ele aparțin vechii personalități. Exercițiu. Începeți să vă treziți în fiecare dimineață și să vă îndrăgostiți de viață încă o dată. Cum vă face să vă simțiți? Atenție! Toate emoțiile pe care le experimentăm nu suntem deloc noi. Planul tău principal pentru lecția 1. Cum arată noul tău viitor? Luați o hârtie și notați. Credeți în acest viitor atât de mult, încât mintea voastră inconștientă crede că acest viitor se întâmplă chiar acum în momentul prezent. Vizualizați experiențele din mintea voastră ca și cum s-ar fi întâmplat deja. Lasă-l pe vechiul tău sine să moară. Extrageți energia de la sinele vechi și asigură-te că nu va primi energie nouă. Simte cum corpul și emoțiile tale au ajuns deja la noul viitor. Fii recunoscător pentru noul tău viitor. Simte recunoștința adânc în inima ta. Temă pentru prima lecție. Începeți cu 30 de minute pe zi și prelungiți cu 10 minute în fiecare zi. În acest timp, ești deja în noul tău viitor și trăiești viitorul în viața ta de zi cu zi. Tu acționezi, vorbești, simți și interacționezi ca și cum viitorul tău ar fi prezent. Apelează la inteligența pe care ți-o oferă viața.
interacționează cu această inteligență și acceptă totul în recunoștință, așa cum vine. Profită la maxim de situație. Simți cum tu ești viitorul tău. Devino viitorul tău. Exemplu. Ești singur și cauți un partener de viață? Atunci trăiește ca și cum ar fi deja acolo. De exemplu, pune două farfurii pentru micul dejun.